Novenă la Preasfânta Inimă a lui Iisus. Ziua a patra. Cuvinte veșnic, care te-ai întrupat din iubire pentru noi, ne închinăm cu umilință la picioarele tale și te adorăm din tot cugetul și cu toată cinstirea. Spre a aduce ispășire pentru nerecunoștința noastră, ne unim cu inima căită celor care te iubesc și îți închinăm mulțumiri pline de dragoste. Recunoscând nemărginita bunătate, umilință și blândețe a inimii tale, îți cerem harul de a nutri și noi aste virtuți, spre a fi bine plăcuți ție. Amin. Inimă preasfântă a lui Iisus, ascultă rugăciunile noastre. Pomeniți intențiile. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Inimă preasfântă a lui Iisus, îndură-te de noi!